Salutare, Arla! Bine venit la Craiova! Ce faci? Cum te simți? Mă simt încântat. Mă bucur că sunt aici. Și, sincer, am venit cu gânduri mare, cu planuri mare, ca să câștigăm ceva frumos cu echipa aceasta. Care este primul tău sentiment de când, iată, ai pășit acum în baza de pregătire Ilie Balaci? Da, am auzit lucruri frumoase despre bază. Într-adevăr, este o bază frumoasă și de calitate. Abia aștept să calc și pe iarbă, să mă bag la antrenamente. Cu ocazia asta, că tot ai vorbit de facilități, uite și eu o broșură a noastră. Aici poți vedea tot ceea ce se... Am fost aici. Ai fost stadionul Ion Oblemencu pentru cei care se uită la noi. Cu suporterii, bineînțeles că ești familiarizat. Ai venit în calitate de adversar aici pe Ion Oblemencu. Chiar cum au fost suporterii? Suporterii sunt minunați, sincer, pentru că eu am nevoie de suporteri, de nebunie. Și pe mine, în fiecare dată când călcam pe stadion la Craiova, era ceva special. Și de-aia ieșea și meciurile destul de bune pentru mine, pentru că atmosfera aici e una deosebită. Arla, nu te mai reținem, că urmează și antrenamentul. Mult succes! Mulțumesc și eu!